Așa ar să mă vezi, să zici, bun? Minunat. Minunat, da. Bună ziua. Vreau să povestesc la cameră ceva. Luna asta a fost foarte bogată în arderea varului. Sat Trinca, Târnova și Gordinești cu piatra. Aici toți aduc de acolo piatra cu măcar Volodeni, Gordinești. La Trinca mai puțin, dar cred că toate toți se duce. Pentru că la ochiul liber nu poți să vezi nimeni și nu poți să controlezi în carieră, așa cum spun controlorii ăștia a noștri, procuratura, poliția și toți care au fost aici sunt implicați în chestiunea asta, la arderea varului, mai ales că asta e o ștăiere a pădurilor. Tăierea pădurilor merge pe un capăt, nu știu, ne au lemne uscate, ascuns prin pădure, e strașnic și se face. Și totuși nu pot să ies. Ia ca unii și te duci și nu pot. Merg să duc, fac, amendează. Gropile de vară le-am scris, că au fost la mine acasă, le-am dat explicații. Am dat explicații la fiecare groapă de vară și am constatat că am vorbit și cu nalogul de la Chișinău, am vorbit și în raion, n-au putere, că nu-i dau voie să controleze. Dar am vorbit cu Chișinău, am vorbit cu ecologia, am vorbit că lucrătorii ăștia lui, dacă eu nu-i gintesc o leacă pe dânsă, ei nu fac nimica. Și eu am găsit între aceia, zic, să mai facem un material, poate cineva, iar se interesează de treaba asta. Distrug, râmblă, merg niște mașinoaie și cu lemne încărcate. Și când la documente găsești 4 metri de lemne, câte 4 metri de lemne la o groapă de vară, auzi, mai acum mi-au povestit niște băieți de la organii care au fost controlate acolo și au văzut ăștia de la ecologie cum fac documentele. O groapă de vară undeva la 30 de tone, el a consumat 4 metri de lemne. Fiecare groapă de vară, fiecare kilă de vară care se arde cu lemne, la o cascunțiu, un kilogram de var la așa groapă, înțelegi, îți trebuie 3 kilograme de lemne la un kilogram de var. Dar ei scaturi acolo, la Târnova Epideal și... Păi poate chiar numai atâta lemn folosesc și restul cauciucuri? Cauciucuri merg acolo, el arată ori un document, el folosește poate și lemne, dar lemnele din pădure așa le cumpără ei, înțelegi? Ei aduc cu încărcate mașinile, dar materialul îi face în acladă, îi face de 4 metri. Înțeles? Îi scrie numai pe 4 metri să aibă document așa ceva. Și eu le-am spus la ăștia, la poliție, și la tare i-am informat, înțelegi? Băi, când primești și-i controlat, dacă eu i-am trimis să controlez acolo și-o găsit nacladă, spune să-ți dea nacladă, ai luat pe nacladă, ai pus pe data de cutare, la data cutare a fost a fost verificată și s-au găsit, înțelegi, că e lemn de 40. Dar ei nu fac nimic. Ei cu asta își fac ceva și pentru dânșă, de o chilă, două de carne, poliția, procuratura, că ei nu înseamnă tovara transportă clănă. Și pe și ei pe o tovară, pe o nacladă care trebuie să aducă, el poate să aducă și de 3 ori lemne, și de 4 ori lemne. Și îmbogățesc pădurarii, sunt silvică, ești atâți îmblă între ei, tai pădurile, mă poți să te învârtești cu avioanele. Deci dar ce ar trebui făcut ca să nu folosească aceeași factură de 3 ori pentru un transport de lemne? Ca, inspecție ecologică, inspectoratul fiscal, poliția să verifice și să întocmească, să nu existe corupție. Ce se poate de făcut? Că înțeleg la că vremea, eu vreau să spun că vremea, când era pe vremea, eram cu rușul la un loc, fiecare document, dacă era un document, transportai niște lemne, transportai cineva, ducea, îți făcea un... te însemna acolo. Îți făcea un semn și însemna. Pe data de cutare a fost că a doua oară să nu mai folosești naclada aceea sau și este acolo. Dar acum nu mai este. Mulți arată nacladă că el o ars tot anul, o ars var și poate are o nacladă. Două, pe el ți le arată la fiecare raz și ei n-au dreptul. El spune că eu n-am drept să-i scălesc lui, să nu însemnez acolo. Băi, pe și el am tot parte. El așa zis, bă, dar de cutare a fost folosit și a fost. Și de ce la noi și merge asta, corupția asta, banditismul ăsta și ieși. Și toți mănâncă.
Și acum s-au făcut ea ca trei grochi de var, stăte una după alta. Și am scris acolo, să fie verificați, nici una nu se verifică, să fie pus, noi nu știm. Că am sunat și la locul ăia din Iedin și a spus că, domn Petroviș, noi nu avem dreptul fără voie Chișinăului să facem nici o verificare nică. Dar ca să verifici, trebuie să scoată materialul, să-l pui acolo la fața locului, să-l scoată, să-l clădească, să-l pui sub peliculă și să arăte documentația tot. Și acolo să cunoașteți, zici, cât, dacă este faci cinstit tot, că groapa și ei s-o scoate și o pune pe pământ acolo, și o constatează, înțelegi, măsuri, se dă cubează. Ori chiar să poți cubezi groapa pe loc, poți să o cubezi, ca să știi cât merge acolo. Dar la noi asta nu s-a făcut. Ea, ca eu de 12 ani de zile de când bat cap și fac asta, nu s-a făcut niciodată. Și dacă s-a făcut groapa de var, auziți, ia ca la grochii cel de var care am făcut și au fost arestate de la Procuratura Generală. O pus acolo și l-a arestat și ne spune domnul procuror Mihai, cum era familia lui. Și a scris el acolo, a venit că a fost control, a fost de la ecologie, a pus de la ecologie. Da, domn Petrovici, s-a strâns și s-a făcut. Până în prezent, Oleg, eu am făcut în științare la 112 că s-a prăpădit varul sub peliculă. Nu-i nimica, auzi. O dat voi, s-a dus cu varul, el s-a dus la curort, Mihai Uglea. Și s-a dus la curort, așa la a treia, a patra zi s-a dus la curort omul la odihnă. Și-a dispărut. De acolo am spus că varul a dispărut. Nu, eu am dat la 112, nu s-a... Până în prezent n-am niciun răspuns pe groapa și de var. Și acum e că așa se face, înțelegi? Acum am spus, băi, grochile de var trebuie să fie toate verificate și acolo să duci și vezi să vedeți. Și i-a spus, da, că am să facem. M-am grăit cu procurorul odată, nu știu cum l-am prins la Iedniță, și i-am spus, zic, de el a spus, da, domn Petrovici, am să facem asta. Eu strâns el cu poliția, nu a făcut niciunul asta, Oleg. Varul l-a luat, l-a scos. Când scoteau varul, băieții mă înștiințau. Acolo aveam niște băieți, mă înștiințau, aia că scoți varul. Eu sun la poliție, sun la procuratură, deodată ori ridicat telefonul și a spus, da, facem. Dar pe urmă, Oleg, ca zilele astea, ne-au interzis, strict, ne-au spus, ne-au închis telefonul, adică de la dânsul închis și spune că telefonul metal este Blocat. strict blocat. Motorul metal este blocat, la poliție nu pot suna, la 112 ia că am încercat, nu am putut suna și am sunat la corupție la Bălți. Și am rugat pe cei la corupție la Bălți ca să sune la poliție la ei, că e blocat telefonul. Și bun, domn Petrovici, noi nu avem treabă de asta, dar noi te ajutăm cu treaba asta. Și-o Mata sunat zici la ei. corupție, dar de fapt te referi la Centrul Național Anticorupție, care are filială la Da, Bălți, nu? la Centrul Anticorupție, da, din Bălți, m-a adresat la dâns și ei le-au sunat, înțelegi? Le-au sunat lor acolo. Și dacă le-au sunat, au spus ea că au sunat Petrovici și să vorbească și... Că pe urmă s-a deschis telefonul, am vorbit. Și gata, ia! Nu, am vrut să știu și ei cu varul. Și nu știu până în prezent ce au făcut. Absolut nimic. Înainte îmi trimite la fiecare înștiințare, îmi trimite răspuns. Dar acum ia că am vreo 5 groi de var care eu le-am înștiințat, că dacă eu nu le înștiințez, ei nu fac nimic. Deja prin înștiințare, numai dacă în înștiințare este. Dar nu primesc foaia, nu primesc răspunsul, vedem și eu amendat. Dar ma ta anunți orice groapă de var cu prezumția că e ilegală sau despre care știi doar că sigur ilegale. Numai. La noi toate grochile, că eu am vorbit, la noi tot se face ilegal. Nu se face ilegal absolut nimica. Că nu are nimeni niciun document la arderea varului. Mai ales să scăperi, să ai, doai foc, să arzi varul. Nu știam cu documentația, ei trebuie să verifice cât piatră este acolo, cât lemne acolo, nu verifică Petrovici. Dar Petrovici are... pompierii ce păreri au că acolo se face foc controlat, dar totuși mare, enorm, ies o grămadă de fum. Am vrut să zic și inspecția ecologică că ies fum, dar înțeles că ei sunt implicați. Nu, vreau să spun că pompierii nici la o groapă, de câte ori eu am făcut, înțelegi, poate să vii să verifici, că acolo se făceau. Acum nu se face, fiindcă eu m-am jăluit la șefii lor, ia ca acum la Ministerul Mediului, este acum, este acum, și eu le spun, zic, băi băieți, dacă eu fac informații,
atunci ei se trezesc. Dar dacă nu fac informații, băieți se duc să dau mâna cu dânsul fără casa asta și el poate să treacă, înțelegi? Poate să treacă de treaba asta, ca eu să nu. Și dacă treci și spune cu trecut și două, ta trei anunț și tot una să duc și să înțeleg, dar ne închipuim și se întâmplă când nu anunț, mă ta. Apoi, da, asta e întrebarea. Când am anunțat, apoi gata, au rămas, au dat mâna cu mână la mână și s-au terminat cu asta. Și asta și se face la acum și se face și acum. Se fac și acum, se fac de astea. Și eu am făcut la științare, la Ministerul Ecologiei. Am găsit acolo niște băieți care spun că ei sunt cu legea acolo și ei sunt. Și am spus, băi, eu fac material. Am făcut câteva materiale pe primăria Trinca, cu gunoiște și ei. Și crezi, eu m-am dus, materiale am făcut, câte materiale și aici, șeful ecologic de Iedniță, niciodată nu a amendat pe primar, înțelegi? Că ei se duc acolo și primarul îi spune, cată-ți de treabă, dacă nu ți-ai cată de treabă, ai să zbori de lucru. Dar stai, că primarul e de la un partid de opoziție, am la guvernare socialiști și acum tot mafia varului și primarul Gudumacă e... Gudumac e mafia raionului, el puteți înțelegi, el și deci ești din raion, el dacă grăiești și de unde, el e mult, nu știu, el e până când e la Partidul Democrat au trecut ca primar, dar tot de una, el și grăiește, el apă, el, dacă e hoț și bandit, înțelegi, așa e, altceva primarul la Trinca, nu știe, să furi, să facă, înțelegi. Cât eu am științat și am scris și Maia Sandu și Andrina Stați, că nu a fost la guvernare și ne-am scris, special le-am scris lor, pe pagina lor, înțelegi, și am scris și lui Griceanu, am scris și lui Dodon, le-am scris la toți, înțelegi. Și șede Munița, șede Filip, șede acolo cu dâns, când el are 5 milioane și 200 de mii un pot făcut într-o râpă, într-o prăpastie. Și nu vine nimeni. Când era ministru. La... Când era ministru. Când era ministru, da, a făcut podul aici. Și eu când m-am dus și am scris la Procuratura Generală și am științat la dâns și ei mi-au spus, ei, domn Petrovici, dacă guvernul a dat bani acolo, înseamnă că trebuie, înțelegi, și nu avem dreptul să controlăm. Mamă și eu răspuns la mână. Nu, dar mă ta crezi că podul cel a costat prea mult, da? Pentru un prea pod din sat. Prea mult, dar mult nu așa, acolo a sușit. Și cândva am grăit și cu Greceanu, a fost la Trinca, a fost Greceanu cu școala sportivă de 4 milioane. Și ei mi-au spus, da, domn Petrovici, și a spus, domn Greceanu, ne dai fost ministru finanță și mă tai finanțat școala sportivă. Zic, cunosc, da, domn Petrovici, dacă scrii, mă da pe mine, eu am să mă duc la corupție și am să scriu. Am să scriu pe mata, du-te, doamnă, și scrie. Adică până explicați. Până în prezent nu am mai scris. Da, nu am mai scris. Dar școala... Școala ce zici? Că tot prea mult o costat sau că nu o folosesc adecvat? Oleg, școala este făcută, șede, n-are toalet, toaleta este făcută, n-au groapa de deșeuri, n-au fântână arteziană, acolo o spisuit primarul o grămadă, o arzvar, ei făcută necalitativă de la fundament și până la acu primând, că e făcută din material de ăsta, de blea de ăsta e făcut și când el spune plasticile și ele, tu ai văzut că se fac undeva la aeroporturi, undeva sunt, se fac scladuri așa din metal, așa fac, n-ai. Uh-huh. Acolo poți spune, nu știu, fac așa, dar aici a fost o clădire, trebuie să pui niște ceva între, când le unească și ele, să pui le fac o izolare, tincuială sau cum. Izolare termic sau ce ai în vedere? Izolare se face acolo, da, așa se spune, deci. Dar eu am făcut-o la foc, am făcut-o tot. Fac focul și eu am înștiințat de asta la poliție, am înștiințat la procuratură, am înștiințat la mai ales la Cineaua din Bălț, am fost dat afară de la deș, de am fost dat afară. De unul Vlas a fost, altul a fost întregi. Și ei mă dau afară, că domn Petroș, de-am școala sportivă, nu înveți, că eu n-am primit răspuns până în prezent la școala sportivă. Ea este făcut, tot e făcut așa. Și nu știu cum se duc, copiii acolo se antrenează, ei mai ales când se antrenează, trebuie să asud acolo, trebuie să spele, trebuie... Numai atât dacă în fiecare zi primarul se spală. Primarul este, el se spală în fiecare zi acolo. Vine la baie, nu și faci. El care e director acolo, el e permanent la școala sportivă.
Și asta vreau să spun, că este fără regulă, fără nimic, înțelegi? Nu-i prietenul niciun drum. Asta. Și nu Mulțumesc că știu am să fie ce. înregistrat. A? Am înregistrat și o să publicăm. Dar mai departe, nu știu, să vedem și să face, că vreau să mai am de adăugat, cred că am vorbit cu Moțpan, înțelegi, au fost la asta și am primit răspunsurile astea. Am primit, eu am făcut la Procuratura Generală, i-am scris lui Alexandru, i-am scris eu lui Stoianul ăsta nostru. Stoianoglu. Și prins, nu a venit nimeni, i-a dat răspuns, Oleg, i-a dat răspuns nici să vorbească cu mine ceva. I-a dat răspuns că faptele nu se adeveresc. Acum eu cu toate faptele astea am vorbit cu cât procuratura din Iedneț, cât Mihail Prodaniuc. Mihail Prodaniuc, șeful de la CNA, de la Băț, l-am chemat să vii acasă, i-am povestit ce-i treaba. Vine voi acasă la mine să-ți dau că eu am documente, am aici o pașcă de documente și să arăt, înțelegi, și să faci, că voi sunteți numai decât trebuie să vă implicați în chestiunea asta. Să vă arăt, înțelegi, că 60 de toane de vară s-au prăpădit. Este implicat Procuratura Generală. Veniți și luați și întrebați la procurorul și ala și ce s-a făcut, cum a fost și bel de control a făcut. Și nu este nimic până în prezent, înțelegi. Nu, nimic nu i-a dat. Și el a spus și da, domnul Petru, să vin la mata. Acum el nu-i răspunde nici el la telefon, prodaniuca ăsta, de la CNA. Este, înțelegi, și spun. Și acolo de la el au vrut să întremate niște băieți care au fost când au controlat școala sportivă. Au controlat asta. Când erau școala sportivă 50 de foi scălite sub computer. Era o persoană care a format transportul, cred că 10 de ani de zile a format transportul, înțelegi, cu bani, înțelegi, și trebuie să fie, nu știu, acolo trasă la răspundere, că nu era tovară transport, năclădnâie, nu era așa. Când pe urmă îi spune cineva și ei îi spun că domnul Petrovici, noi nu putem să o amendăm pe doamna că ea nu s-a păstrat tovară transport năclădnâie. Băi, zic, asta nu e la grădinița de copii, înțelegi, să ne jucăm. Zic asta așa. Și a fost treaba să m-am adresat la Covajuc, procurorul Covajuc din Bălți, era tot la corupție. Acum Covajuc l-a tras, este Alexandru, l-a tras sus la la anticorupție la capitală. Când eu îi scriu Hoșcu, m-am scris de câteva ori, am scris pe mine, Covajuc trebuie să-și dea demisie și trebuie să fie tras la răspundere pentru neglijență în serviciu. Și le-am spus și la aiștia. Să nu-i întremată oamenii și ei care au fost și au controlat, că ei toți trebuie trași la răspundere. Oamenii strig pe urmă mea și domn Petrovici, ne dai chei, ne dai chei la trinca și te împărțești cu banii, cu dânșă. Înseamnă că ei jochez de bani și nu amendează lumea, nu le face nimica și nici cu varul nu a făcut nimica. Le-am dat tot, în farfurie le-am pus tot și numărul de telefoane și băieți, și știți, eu tras acolo atunci la bălți, eu penit, cred că de eu cheptanat o leacă și a rămas că domnul nu se adeverește nimeni, nimic. Și i-am spus să nu-i tremat pe ăștia că îi trebuie trași la răspundere, floaista. Dar el mă atingă și el nu poate sară în fruntea aceștor năcelnici a lui, că el îi spus, el cine i-a pus? I-a pus din năcelnici lui și el nu poate sară. Și eu vreau să grăiesc față în față cu dânsul și eu mă duc și dacă nu mă duce Charlie. Dar nu pot să mă arim. Și m-a chemat aici să mă întâlnesc la mine, vine aici că îl prinesc aici la mine și aici am la masă, scaunul, îl prinesc frumos, înțelegi? Și să discutăm, înțelegi, că el e șef, el trebuie să răspundă. Ce e jenor și? Eu în viața mea am fost dat afară și de lucru, am fost de 3 ori în 30 de ani la construcție. Și nu m-am temut, înțelegi. Am fost, am luptat până și m-am pus înapoi, am fost, dar nu m-am dus. Așa și el, las să lupte, pentru că el e cinstit, el a depus jurământ să lucreze cinstit. Dar ei ce fac? Jochesc lumea? Și asta e. Chiar azi am făcut înștiințare și la ministru. Lăsă prin secretară, poftim, cată, de 2 ori am făcut. Mai am făcut și ei săptămână, am făcut și asta săptămână, să vii, spală bani, milioane de lei. Milioane de lei că treaba asta se spală și eu nu pot să las asta așa. Ei pot spune că ești legat de treaba asta. Mă leg ea că sunt 12 ani de când fac, înțelegi, nimeni că nu iau măsuri. Nici guvernul, nici parlamentul, nici poliția, nici procuratura trăzdije. Ai rămas unul la unul cu mafia varului. Apoi asta era.
ce să facem? Dar vreau totuși să văd un rezultat, înțelegi? Știți, merg, știți, duc, au făcut varșă, dau mâna, mașinii merg încărcați, se încarc cu varșă, duc pe Republică, dau mâna, băieți se laudă că-i tare ghenii, îi merge. Nu știți ce faci. Dar cine mai cumpără vară acum? Cine mai are nevoie de vară? Toți Oleg, folosesc vopsele de este de industrie. Oleg, dar hai să vedem unde merge. Hai încă tăiem pe cea la Grip Gheorghe. Eu vreau de să ia ca să spun la camera moșa. Grip Gheorghe. El este de mic copil, de pe băși de școli, arde var. Cum de arde și până în prezent? El are legătură cu miliția, cu procuratura, cu tăiați, înțelegi. Și el de-am procuratură și poliția l-a învățat pe dânsul. Băi, scrie pe Ivanov, Petrov, nu scrie tăte după tine. Apoi ești scrie ea ca eu scriu var după Oleg. Și Oleg, cum? Dă cuvântul, înțelegi că el spune că e lui varul. Și îți dă 1000 de lei ție pentru asta și ia că eu cu asta scap și când vine poliția și se întreabă, a cui e varul? Spui că e eu, înțelegi. Și ia că cu asta, dar varul de fapt este lui Grip Gheorghe, nu este al lui așeia familie. Și am câteva groi de var așa, care s-au făcut zeci de groi de var care le fac și ard, înțelegi. Și altul tot așa face. Toți fac, mafia asta s-a făcut așa. Faci femeia, faci el, faci cumnatul, faci șorsul, faci tățul, nu scriu tățul unul pe unul. Și asta vine și îi fac cu asta, cum că n-au, dar cum n-au chip dacă acolo milioane de lei se spală acolo. Milioane de lei. Asta e, este unul. Nimeni nu vrea să implice în situația dată.